colegi la mine de lucru care sunt mutare se cred. Adică eu așteptam pe domnul de la Cahul să vină într-adevăr cu lucru, zic, dar cum el vine și mă așa cu expeditorul, cu așa domnul la Cahul, chiar o dată îmi punem întrebarea. Și tot mă rătăcesc, mamă, tu mă ajut să nu greșesc, mare sunt. Spunem bună ziua din satul Cănăseni. Avem alături pe doamna? Doamna Ala, directoarea grădiniței din acest sat, care ne ajută cu cadourile pentru doamna Raisa, care astăzi înaintează vârstă și este felicitată chiar de copiii dumnei. Astăzi are liber, însă cumva am convins-o să vină la servici să o surprindem. Mergem! Doamna! Am văzut, doamne. Bună ziua! Mi permiteți să intrăm la dumneavoastră? Pare mi se ne-ați auzit un pic pe coridor, așa e? Nu știu, chiar a rămas un pic surprinsă. Stimată doamnă, știm că astăzi o zi fenomenal de importantă pentru dumneavoastră, așa că cineva drag acestei inimioare ne-a trimis să vă spunem mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. La mulți ani fericiți și absolut toți alături de persoane pe care dumneavoastră iubiți. Astăzi nu degeaba strălucește soarele chiar într-atât de tare. Pentru că dumneavoastră înaintați în vârstă. Este o zi frumoasă de miercuri, este o zi frumoasă de 3 mai, când doamna Raisa împlinește vârsta de... Nu se spune foarte mulți ani. Nu se spune, bravo, frumos răspuns. Înseamnă că vârstă în secret. Da. Să știți că orice vârstă nu ați avea, arătați bine, să o țineți tot așa, să mergeți înainte doar cu zâmbetul pe buze. Pentru că cu zâmbetul dumneavoastră și cu privirea dumneavoastră, înnebuniți pe oricine. Îi molipsiți cu fericire, îi molipsiți cu bună dispoziție. Astăzi am dat peste multe colegi de dumneavoastră, ai tot spune, hai Doamne ajută, hai să primească, hai să se bucure și cred că trebuie să rămâneți cu amintire plăcută după această surpriză, mai ales că avem cadouri trimise de departe de cineva care vă duce tare, tare dor. Și până a trece la cadouri, doamna Raisa, cum credeți? De cine noi am fost trimiși astăzi? Adică sunt foarte multe persoane, dar chiar nu știu la cine să mă gândesc. Neamuri sau colegii sau prieteni, dacă spați să ne spuneți. Așa mă călui în mod. Dar spați să ne spuneți două, trei variante? Adică pot să mă gândesc la copii, în primul rând. În primul rând. Fiindcă azi eu zic de lucru știam ei, nu pot să vină și nici nu ne-am deranjat, că zic la spații, mai sunt patru, o mini-vacanță. Vine să mă duine, cred că reușim. Pot să mă gândesc la cumnat, ca mulți psihotare. Așa. Pot să mă gândesc și la colegii de lucru, nici nu știu de unde s-a reușit. 3. De la soț. De la soț. 4 variante. Chiar nu știu. Și chiar nu știu să 5 variante. Din cele 4 răspunsuri? 100 de mobăvenie, ceva am găsit sau nu? Din cele 4 răspunsuri? Ceva ce mai de aproape și este chiar fierbinte. Însă nu vă spunem. Peste 2-3 minute aflați răspunsul, mai gândiți-vă. Până atunci, astăzi este ziua dumneavoastră, astăzi trebuie să profitați de fiecare minut din cele 24 de ore. Iar
pentru a vă ridica în dispoziția și pentru că dumneavoastră semănați cu floare și pentru că viața este o grădină, de fapt, în care ar trebui să aveți flori și galbene, și albe, și violete, și verde. V-am adus un buchet colorat pe care îl primiți în aplauzele mele și ale colegilor. Continuăm. Și dacă erați mai șmecher un pic, deja citeați ce scrie aici. Dar întoarcem bilețelul. Aveați florile, mirosițele, pentru că conțin multă dragoste. Nu vă spun asta. Florile vă șoptez, de fapt, dar ar trebui să înțelegeți. Dar ce e din totuși? De la soț și de la copii. De la soț și de la copii. Totuși inima vă spune că e de la soț și de la copii. De la colegi. Chiar. Astăzi, viața să înceapă să fie mai glazurată și mai dulce pe oricând. Ziua de azi să vă deschidă poarta către un viitor mai prosper, mai plin de realizări frumoase, mai plin de situații cu sfârșit plăcut. Tristețile, neplăcerile să fugă de la dumneavoastră, mereu ochii să vă sclipească de fericire ca așa. Văd că mai să lăcrimați, însă sperăm că e totuși de bucurie și din plăcerea acestui moment. Totul vă aparține și vă-l doresc, în timp ce împreună cu colegele dumneavoastră vă spunem la mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să la mulți ani și tot sănătoși și voioși. Colegii dumneavoastră văd că doresc să adaugi ceva. Ce ne doriți astăzi la 30 de ani, doamne Raisa? Da, noi toată viața o știm lângă noi, ne păstrează sănătatea, are grijă de toți copiii din toată instituția noastră și îmi pare bine că e mereu alăturea și când apelăm, când suntem, dar să nu avem cazuri de... Dar el a fost susținător în toate și ne dă sfaturi întotdeauna bune și cu alimentația și cu sănătatea și cu toate la rând. Tot așa îi dorim și noi zile senine, cât mai fericită, veselă și tinerețea să nu-ți dispară. Totdeauna îmi pare bine cât sunteți naturală, cum ați fost mereu și așa să vă dea Domnul întotdeauna. O familie întregită, copiii cât mai aproape, dar ne dorim să fii fericiți, unii nu fi, dar să fii fericiți. Și un an cu bine și cu roadă și tot ce vă doriți să se îndeplinească. Aceasta este cea mai mare dorință, ca să fim sănătoși. Și un colectiv unit și cu spor în toate. Doamne ajută! Și doamna Ana, dacă dorești să... Dar desigur am să mă alătur și mie la cuvinte frumoase spuse. Eu poate ceva mai puțin timp suntem colegi de lucru, dar în orice caz am reușit să ne înțelegem, să ne cunoaștem. Deci ce putem să dorim, doamne? Sănătate. O felicităm că a ajuns la așa o vârstă frumoasă. Alături de persoanele dragi care vă dorim pe tot parcursul vieții să ne aveți alături. Deci, în primul rând, copiii, soțul, deci familia. Și pe parcurs, prietenii și colegii și toți cei din jur. Vă dorim doar zile senine, zile frumoase, pace și liniște să aveți în suflet, în familie, în servicii. La mulți ani! La
seară, doamna Raisa. Astăzi, totuși v-am pus un pic în situație. Și stați pe gânduri. Dar noi, în cele ce urmează, deslușim misterul și spargem acel mare semn de întrebare din partea cu Iisus surpriză. Pentru că în acest mesaj scrie chiar așa. Scumpă, mămică și bunicuță, de ziua ta de naștere îți dorim să auzi cât mai des cuvintele te iubesc. Să nu cunoști niciodată supărarea, invidia sau dezamăgirea. Să te trezești zâmbind, să te bucuri de fiecare zi din viața ta. La mulți ani! Tu ne-ai oferit aripi, ne-ai oferit sprijin și ești o femeie extraordinară. Îți dorim sănătate de fier și multe surprize frumoase. Din partea copiilor Victor și Diana, a soțului Gheorghe, ginerului și noi Iulia, cât și a nepoțelor Mia și Luca. Și iată că v-am spus totuși de partea cui vine surpriza și vă uitați în sus, cred că la Dumnezeu să-i mulțumiți pentru așa familie frumoasă cum o aveți. Știm că depuneți o muncă frumoasă zi de zi, am spune o muncă colosală, nu prea cu cei mici, îi șlefuiți, aveți grijă de sănătatea lor, iar copiii se roagă la Dumnezeu ca El să aibă grijă de sănătatea dumneavoastră și să vă vadă încă mulți, mulți ani în forță, cu energie și apte de toate. Iar în cele ce urmează, pentru că am spus cu alte cuvinte că sunteți cea mai bună, aveți în această viață câteva profesii, pentru că cea de aici, cea mai profesie de mamă, profesia de soție, profesia de bunicuță. Iar Victor, Diana, Gheorghe, Iulia, ginerele, Mia și Luca, astăzi vă spun așa. În semn de recunoaștere pentru toată munca depusă, pentru dăruire, dragoste, perseverență și pentru rezultate remarcabile în cadrul profesiei de familist, se acordă titlul de cea mai bună mămică și bunică din lume, Mărache Raisa! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Și pentru că astăzi, stimată doamnă, v-ați înnoit cu o diplomă, cu un certificat de merit și recunoștință, și moldovenii, când se înnoiesc cu ceva, au vorba. Hai să o dăm! Așa că noi vă ușurăm munca și vă dorim un vin spumant să-l serviți ori cu copiii, ori cu colegii de dumneavoastră. Deja asta vă rămâne la discreție. Asta încă o dată voi... Mai tari florile că să nu mă firească! Sau florile! Și doamna, totdeauna să fie tânără. Ca o floare. De fapt, chiar sunteți o floare în această instituție. Domnul Scar. Că faceți copiii să înflorească. Noi încă o dată vă felicităm. Și ca succesul să devină cel mai bun prieten. Și împreună cu soțul dumneavoastră să ajungeți până la mulți, mulți ani din căsnicie. Și să vă bucurați de copii, să vă bucurați de nepoți, poate chiar de strănepoți, cine știe. Și să aveți putere să le povestiți și strănepoților basme, poezii și întâmplări din viața voastră, pentru că prin tare multe lucruri ați trecut. Încă o dată la mulți ani și acum uitați-vă la camerele noastre, pentru că copiii vă urmăresc. Nu vă scapă de noi, duc contul de tot ce am făcut aici, transmiteți pe câte ceva. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru tot care l-ați făcut. Chiar a rămas surprinsă, fiindcă dimineața m-a scoat din pat și Diana și Victor și m-a zis, mami, că noi nu putem să venim, dar asta venim sâmbătă.
dar o ținut tot în taină. Chiar pot să fac și un atac de cod cu așa ceva. Le mulțumesc foarte mult, Diana, Vitoroșca, Iulia, Serioza, Mia, Luca, Sfix, Școi, Sănătoși. Le mulțumesc prietenilor și colegilor mei de lucru care au ținut tare secret. Adică eu așteptam pe domnul de la Cahul să vină într-adevăr cu lucru, zic, dar cum el vine și mă așa cu escălătură, o făcut așa domnul la Cahul, chiar alea când punem întrebarea. Da, doamna la au dat chiar nu știu. Vă mulțumesc pentru toate, noi este sănătate, pace, înțelegere și toate tot ce mai bune. Cred că copiilor am amintiri că, într-adevăr, amintiri sunt frumoase, așa cum ați mai e, dar de trecut mult, mult mai frumoase sunt. Mulțumesc foarte mult! Sănătate, pace, liniște în țară, pâine și sare pe masă. Mulțumesc mult! Vă iubesc mult! Mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru aceste cuvinte, iar copiii nu au putut să nu vă dedice și o melodie care spune că mama mea e icoana sfântă. Vă rog frumos să zâmbiți, să vă fim colegi aici, să facem fotografii. Sau dacă doriți, putem să ieșim afară, să facem fotografii. Să faci și aici. Cam aceasta a fost surpriza de la grădiniță pentru doamna Raisa. Sperăm că v-a plăcut și să aveți o zi cât mai frumoasă. Tine mereu mă gândesc. Tu îmi dai soarele în zori, îmi dai un cer fără nori. Tu mă aștepți cu mare dor, mamă, tu mă admiri când zâmbesc. Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.